Este ora 14, bine v-am regăsit. Urmează o perioadă dificilă din punct de vedere economic. Spun tot mai multe voci din rândul specialiștilor în economie care folosesc cuvinte foarte dure, precum criză alimentară, criza refugiaților sau chiar foamete. Zilele acestea, Organizația Națiunilor Unite a venit cu un mesaj extrem de tranșant. Plătiți mai mult acum pentru a evita foametea la nivel mondial sau veți suferi o criză a migrației mai târziu? În contextul războiului din Ucraina, piețele alimentare internaționale au intrat într-un șoc care va agrava mai tare problema foametei la nivel mondial. În aceste condiții, cele mai sărace și mai înfometate regiuni ale planetei riscă să se scufunde într-un adevărat haos politic, social, dar mai ales economic, explică ONU. De altfel, și Joe Biden, dar și Emmanuel Macron au anunțat că va urma o perioadă de foamete ce va afecta îndeoseb continentul european. O să vedem exact cum stau lucrurile în țara noastră și cât de gravă este situația în România. Vom dezbate acest subiect cu Daniel Radu, este vicepreședinte al Asociației Forța Fermierilor, în platou alături de mine. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. De asemenea, Radu Tănase, membru în bordul director Hora, este în platou alături de mine. Vă salut și pe dumneavoastră, bună ziua. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și nu în ultimul rând îl salut pe Radu Timi Junior, este producător în industria mezelurilor, în direct prin Skype alături de noi astăzi. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Imediat ni se va alătura discuției și ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu. Vreau înainte de toate să pornim de la un material pregătit de colegii noștri de la știri legat de câteva vești care au venit de la Institutul Național de Statistică astăzi. Managerii din toate domeniile anunță scumpiri la servicii, dar și la produse. Institutul Național de Statistică, vă spuneam, estimează pentru următoarele 3 luni o creștere accentuată a prețurilor în industria prelucrătoare, construcții și comerțul cu amănuntul. Conform percepțiilor antreprenorilor, am putea asista la creșteri de peste 50% în cazul produselor alimentare, dar și nealimentare. Urmărim materialul și începem dezbaterea. Cert este într-adevăr că prețurile cresc și cresc. De ce? Pentru că s-a scumpit foarte, foarte mult energia, gazele, carburanții, cred că sunt principalii vectori care duc la aceste scumpiri, atât în industria producătoare, cât și, spuneați dumneavoastră, în industria alimentară. Din păcate, acolo mai avem o altă problemă, este vorba de îngrășăminte, a căror preț este de 3 ori mai mare față de cât era până în prezent. Și pornind de la scumpirea gazelor, analiștii spun că majorările de preț au produs un efect de domino. Din păcate, vor fi pe toată linia. Vedeam chiar în luna ianuarie, ne se anunța că prețurile producției industriale crescuseră cu 40%, și vă dați seama că încă nu asistasem la implementarea tuturor scumpirilor din zona de energie și gaze. Deci cam tot ceea ce mâncăm, tot ceea ce consumăm din punct de vedere al serviciilor, al produselor nealimentare, totul va fi mai scump în perioada următoare. Și pentru că sărbătorile de Paști vin în curând, scumpirile vor fi și ele pe măsură. Carnea de miel va costa și cu 40% mai mult față de anul trecut. Din păcate, sărbătoarea Paștelui va fi cea mai scumpă din ultimii 20 de ani, iar săptămâna în care facem cumpărăturile o putem caracteriza de săptămâna patimilor financiare, pentru că prețurile vor atinge un maxim istoric în România, mai ales la produse alimentare de bază. Foarte bine a spus domnul Negrescu, săptămâna patimilor financiare. Domnule Daniel Radu, vreau să mă adresez dumneavoastră pentru început. Despre acest efect de domino vreau să discutăm. Clar, plecăm de la fermier, de la materia primă care ajunge ulterior la raft, la suprapreț, și prognozele specialiștilor pentru perioada următoare nu arată altceva decât pesimism. E normal să ca toată lumea să fie speriată, ca să spun așa, de creșterea prețurilor, pentru că noi ca și fermieri, ca să putem să produce această materie primă, cumpărăm îngrășăminte de 3 ori mai scump, cumpărăm motorină la 8 lei și ceva, aproape 9 lei litru, mâna de lucru, iarăși cu angajații, trebuie să mărim salariile ca să îi putem păstra și, cum bine se spunea în materialul introductiv, creează un efect de domino. În plus, vedem cu toții că ne lovește și o secetă, pentru că am avut o iarnă fără zăpadă, fără precipitații,
Nivelul pedologic este foarte scăzut în sol, rezerva de apă este foarte scăzută și dacă nu vom avea o primăvară ploioasă în următoarele două săptămâni, situația se va agrava. Lucru care se va transmite în prețuri mai mari la raft pentru consumatorul final. Prețuri mai mari cu cât? Dumneavoastră, în momentul acesta, ce prețuri practicați comparativ cu aceeași perioadă anului trecut? Sau nu știu dacă este tocmai corect să ne raportăm la aceeași perioadă anului trecut, pentru că am avut parte de aceleași avertismente sumbre din cauza pandemiei de COVID-19. Poate cu aceeași perioadă a unui an normal, dacă putem să zicem așa. Nu putem estima, din păcate, pentru că nu știm randamentul recoltelor din anul acesta, 2022. Dacă bunul Dumnezeu va da ploaie suficientă ca recoltele să fie abundente, atunci prețul, bineînțeles că e stabilit și la nivel mondial, atunci prețul adunat cu randamentul poate să permită ca până la urmă la prețul final să fie acceptabil pentru consumator. Nu putem estima cu cât va fi mai mare, dar atâta timp cât am cumpărat motorina foarte scump, când am cumpărat îngrășămintele scump, inputurile, tot ce înseamnă pesticide, pentru că fără ele nu se poate, vă dați seama că nu putem vinde cu un preț, dacă era greu acum 2 ani, 3 ani, 60 de bani, nu-l mai poți vinde acum cu 60 de bani în vara aceasta. E clar, pentru că eu ca fermier voi fi obligat să pun lacătul pe poartă, voi închide activitatea. Prețurile pe care le plătiți în momentul acesta pentru materia primă pe care o cumpărați, cam cu cât s-au majorat? Păi dacă o tonă de îngrășământ era 1.000 de lei și acum e 3.000, cea care era 2.000, 2.300 de lei s-a dus la 5.000, 6.000 de lei. Dacă motorina de la 4.50 lei la 9 lei, 100%, 200%, 300%, extrem de scump. Mă gândesc cu groază la mulți fermieri care n-au spații de depozitare, care și-au vândut recoltele de anul trecut direct din câmp și le-au dat la un preț la jumătate față de ceea ce este acum, care au cumpărat motorina și sămânța și îngrășământul la prețurile actuale, mă gândesc cu groază la oamenii ăștia cum fac. Pentru că mulți sunt convins că vor închide activitatea, vor vinde afacerile la alții care stau mai bine financiar. Sau se vor îndatora la bănci, dar cu roborul de astăzi ți-e și frică. Tocmai pentru că vorbeam despre acest efect de domino, aș vrea să mergem la domnul Radu Timi Junior să vedem cum stau lucrurile în industria de mezeluri. Vreau să vă întreb care sunt problemele pe care le întâmpinați în această perioadă. Păi sigur, în primul rând discutăm despre scumpirea materiei prime. Observăm că în ultimele 3 săptămâni prețul cărnii de porc pe bursa din Germania, care este referința pentru Europa, a crescut cu 70%. Când traducem în prețul componentelor pe care le folosim noi în producția noastră, prețurile sunt și cu 100% și cu 120% mai mari. Deci asta vorbim despre porc. Dacă vorbim despre pui, unde știm foarte bine ce se întâmplă de un an de zile, avem și gripa aviară în toată Europa, cantitățile de pui au scăzut foarte mult, puiul a ajuns la un maxim istoric. Astăzi vedem că carcasa de pui până acum 3 săptămâni era mai scumpă decât carcasa de porc. O anomalie totală. Curcanul, nu mai spun, este același fenomen și la curcan. Deci tot ce înseamnă materie primă carne este astăzi mai scump cu între 120 și 200% față de anul trecut. Sunt exact prețurile despre care vorbea domnul Daniel Radu, că sunt mai mari în ceea ce privește materia primă în cazul fermierilor. Exact. Noi vedem practic acest efect de domino a pornit încă de anul trecut, de când prețurile la energie au început să fie de 3, 4, 5 ori mai mari. După aia, când urci pe lanțul de producție plecând de la energie, toate costurile astea se transformă componentă cu componentă în structura unui produs, în scumpiri accelerate. Pentru că noi nu folosim într-un produs doar cereală, mai avem pe lângă costul cu carburantul, distribuția produselor, ambalarea produselor, carton, etichete, filme, orice cumpărăm astăzi este mai scump între 50 și 100%. Înainte de a vă introduce, domnule Tănase, în discuție, permiteți-mi să-l salut și pe ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Nu este încă în direct, am observat. Domnule Radu Tănase, nu întâmplător v-am lăsat la urmă, să zicem așa, în această primă parte a discuțiilor,
Pentru că vreau să accentuăm acest efect de domino. În industria Horeca ajung toate aceste produse prelucrate, care automat suferă un al doilea șoc după șocul pandemiei de COVID-19. Și nu cred că există unitate comercială în momentul acesta care să nu fie aplicat măriri de preț în ultima perioadă. Corect, așa este. Noi cumva suntem cam la finalul lanțului și exact cum spunea și domnul Daniel Radu, cât și domnul Radu Timiș Junior, noi, la rândul nostru, trebuie și noi să venim prin momentul în care comercializăm produsele, să putem să susținem în spate, prin aceste comercializări, numărul de salariați, achitarea chiriilor și așa mai departe. Categoric, pe lanț, dacă ne uităm și avem scumpiri de la producătorii de materii prime sau de la furnizorii de materii prime, pe lângă asta mai adăugăm și scumpiri ale carburanților, pentru că nouă ne sunt aduse aceste materii prime cu ajutorul carburanților, totodată venim și cu scumpiri în energie, categoric, și noi trebuie să facem ceva. Și nu ascund faptul că de când a început pandemia, industria ospitalității, să știți că a ținut cât de mult a putut prețurile la un nivel acceptabil. Iată, într-un echilibru. Într-un echilibru, să spunem așa. A venit și momentul în care nici noi nu mai putem să ducem acest lucru la bun sfârșit. Ca atare, suntem nevoiți să mergem și noi în sus cu prețurile. Am refăcut legătura telefonică directă cu ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi astăzi. Bună ziua! Bună ziua, Sorus Mâna! Mulțumesc frumos pentru invitație. Salut pe invitații dumneavoastră din platou și pe toți cei care astăzi ne urmăresc. Avem aici reprezentanți din aproape toate domeniile implicate în acest domino al scumpirilor, domnule ministru, la care asistăm, reprezentanții ai fermierilor din industria ospitalieră, dar și din industria de mezeluri. Vreau să vă întreb, un singur invitat vă lipsește. Cine? Cel care a și generat toate scumpirile astea pe lanț, cel care reprezintă producătorul de energie și gaz. Pentru că dacă l-aveați și pe reprezentantul celor care produc gaz și energie, ați fi văzut și cauza. Noastră tratați cu cei trei invitați doar efectele. Noi suntem despre cauze vorbim, cred că de vreo 2-3 luni încoace, de când avem aceste semnale. Păi trebuia să vorbim de 2 ani. Noi vorbim despre aceste cauze de 2 ani de zile. Și tot spunem, domnule, energia și gazul, odată cu explozia prețului la energie și gaz, impactul va fi în toate sectoarele. Când s-a liberalizat piața energiei și gazului, ne explicau niște experți care la vremea respectivă au luat deciziile că această competiție de pe piață, odată cu liberalizarea, va duce prețurile în jos. Și le-a dus atât de jos încât anul trecut un producător de carne de pui într-o hală plătea în ianuarie 2021 600.000 de lei factura la gaz și anul acesta, în ianuarie, a avut factură de 6 milioane. Ca să putem să facem o diferență și să ne dăm seama ce se întâmplă. Vă spunea domnul Daniel Radu, care este în prima verigă de producție pe lanțul integrat de alimente, produce cereale. Păi dacă el achiziționează toate importurile la prețuri aproape duble, cum va putea să mențină prețul de final de producție la nivelul din 2020 sau 2021? Eu le-am transmis totdeauna public în toate intervențiile mele că la Ministerul Agriculturii noi facem politici agricole, politici publice agricole, iar fermierii și producătorii din industria alimentară și cei din veriga finală, cea în contact direct cu consumatorul, suntem cei care producem. Însă e clar că ceea ce urmează, domnule ministru, nu arată deloc bine și întrebarea mea este, nu contest în niciun fel activitatea pe care o desfășurați, dimpotrivă, însă vreau să vă întreb dacă aveți gândite în momentul de față scheme de ajutor sau modalități de sprijinire a acestor
factori implicați în evident, toată evident, această doamna, poveste. Evident, doamna Sângerzan, că avem gândite aceste măsuri și le-am aplicat încă din prima zi de mandat. Venim și am încercat, de la preluarea mandatului, nu că am încercat, am reușit să plătim la timp toate programele care erau în derulare și programele noi pentru fermieri. Ei să-și poată primi subvențiile la timp pentru că asta să le permită să înființeze noi culturi în primăvara anului 2022. Am actualizat acciza la motorină, evident, în conformitate cu directiva europeană la 31 decembrie 2021. A apărut după aceea această explozie, spunea domnul Daniel Radu că motorina a ajuns la noi la 9 lei, a ajuns la 9 lei, dar totuși noi, statul, prin efortul pe care îl facem, rambursăm 1,63 de lei per litru. Evident că dacă prețul puțin, ar fi fost 6 lei puțin, și primeai înapoi, Radu, este maximul cât ne permite directiva europeană. Totuși, în bugetul pe anul 2022, noi ca stat am prins peste 500 de milioane de euro forme de sprijin pentru fermierii români. Dacă nu se umblă la cauză și vom încerca să tratăm tot timpul efecte, lucrurile nu se vor tempera. Domnule ministru, să fie cu iertare, telespectatorii noștri care nu sunt implicați în tot acest fenomen pe care îl vedem cu toții, da, nu au de ce să suporte ponoasele, dacă îmi permiteți, a cauzelor. Ei văd doar efectele. Văd că la rafturi găsesc produse mai scumpe, văd că avem parte de combustibil la suprapreț, energie la suprapreț, bineînțeles, ultimii doi factori nu vă privesc pe dumneavoastră. Și, păi doamnă, ne privesc toți că ne afectează și activitatea mea o afectează. Absolut, absolut. Și ce le transmiteți acestor oameni, dumneavoastră ca ministru al agriculturii? Le transmit foarte clar că vom lua toate măsurile necesare la Ministerul Agriculturii să putem sprijini fermierii și toți actorii implicați în acest lanț de asigurare a produselor agroalimentare să producă în continuare și să nu avem alte cauze care să se suprapună peste ceea ce se întâmplă astăzi la nivel global. Pentru că nu cred că nici dumneavoastră, nici cei care ne privesc gândeați acum două luni de zile că se va trezi cineva să invadeze Ucraina și să elimine din piața europeană 40% din producția de cereale. Noi ne-am gândit vis-a-vis și am avut și avem toate scenariile pregătite pentru aceste cauze. Creșterea energiei, creșterea gazului, am plafonat, compensăm, venim cu celelalte programe pentru susținerea fermierilor și industriei alimentare. Am și explicat public pentru fermieri și pentru cei din industria alimentară, am reușit să luăm o sumă destul de importantă din fondul de modernizare ca să facem investiții în producerea de energie regenerabilă. Toate lucrurile astea se vor întâmpla în timp. Legat noi la Ministerul Agriculturii nu facem prețuri, noi nu creăm prețuri. Noi încercăm să menținem producătorii în viață ca să producă alimente, să-și mențină un nivel constant de producție. Legat de ceea ce se întâmplă în Ucraina, domnule ministru, sunt foarte multe state care și-au securizat cumva granițele în ceea ce privește exporturile de materie primă, în ceea ce privește raționalizarea produselor ca măsură preventivă, repet, da? Care sunt statele, numeroasele state care și-au închis granițele? Sunt state ale Uniunii Europene care au... Spune că nu este niciunul al Uniunii Europene, că nu pot să fac acest lucru pentru că nu permite regulamentul pieței din Uniunea Europeană. În Spania s-a raționalizat uleiul, de exemplu. Este cu totul altceva. Spania depindea, Spania și Germania. Deci una este raționalizarea, alta este închiderea granițelor pentru materii prime. Spania și Germania depindeau de importul de ulei brut din Ucraina și evident, nemai având de unde să se aprovizioneze, au raționalizat consumul. De partea cealaltă, probabil la materii prime, făceați referire la Ucraina că ar fi limitat exportul. Ei au introdus o licență de export care îi permite statului maghiar să achiziționeze cantitatea de produse de cereale care se intenționează a fi vândute la extern. Altfel nu ar fi putut, în conformitate cu legislația europeană, să blocheze exportul. Iar oricine face o analiză
cât mai amplă, așa cum am realizat noi la Ministerul Agriculturii, asupra situației stocurilor din fiecare stat membru, ia decizia în consecință. Să nu credeți că România, dacă ar fi vreodată în vreun risc să rămână fără materie primă internă, nu am putea să luăm o astfel de asta voiam decizie. Să vă întreb. Dar nu suntem în această situație. Gândiți-vă că sunt foarte mulți fermieri care au producție în depozite, au cereale în depozite. Noi suntem în măsură să luăm toate deciziile care se impun în funcție de situația în care ne aflăm și vă dau cel mai elementar exemplu. Uitați-vă la Ucraina. Țara aflată sub ocupație își continuă exportul. Au căutat surse de export pentru că trebuie să-și valorifice cerealele pe care le au în depozit. Altfel, fermierii ucrainieni n-ar putea să intre în nou an agricol dacă nu-și comercializează producția. Deci lucrurile acestea trebuie să le analizezi în funcție de ceea ce se întâmplă exact în statul. Deci în momentul stat. De față, domnule ministru Chesnoiu, nu există niciun pericol pentru populație, nu aveți niciun semnal în acest sens și vă întreb pentru că experții vorbesc despre foamete, vorbesc despre criza alimentelor, niște cuvinte foarte dure pentru ceea ce va urma. Doamna Sungeozan, experții care vorbesc despre foamete și criza alimentară vorbesc la nivel global, pentru că sunt state care nu produc cereale absolut deloc. Sunt state și la care nivelul depind... Uniunii Europene, domnule ministru, și la vreau să citesc Europene, din Joe Biden, din Emmanuel Macron, adică... Ei sunt experții sau au dat declarații politice? Asta nu pot să vă răspund, aș putea, dar nu ține păi de mine să eu. Fac această... această afirmație. Răspund eu, la nivel național, experții sunt la Ministerul Agriculturii și în asociațiile reprezentative ale fermierilor. Și împreună cu acești experți și cu fermierii, ne întâlnim săptămânal în fiecare zi de marți, verificăm și punem pe masă toate stocurile de cereale pe care România le are și disponibil pe care are pentru exportat, necesarul de consum intern, astfel încât să nu ne apropiem de o linie eventuală linie roșie în care să nu putem asigura necesarul de consum al României. Iar România este departe de această limită. Mai am încă o evident, întrebare. Așa cum spunea, dacă mai permiteți, așa cum spunea domnul Daniel Radu, este foarte important să ne asigurăm că vom avea un an agricol bun. Sper să avem și timpul să țină cu noi, să plouă în luna aprilie și luna mai. Mi-ați aruncat mingea la file, domnule ministru, pentru că despre asta voiam să vă întreb. Vedeți, prognozele pentru ceea ce urmează nu arată că ploile să își facă simțită prezența prea curând în țara noastră și atunci v-aș întreba, se vorbește despre secetă mai mult decât atât. V-aș întreba dacă din acest punct de vedere aveți un plan gândit de sprijin pentru fermieri. Doamna Sungeozan, planurile avem foarte bine gândite și sunt puse dar bani sunt? La punct. Sunt bani, domnule ministru? Bani aveți? Sunt bani, uitați-vă, dacă vă uitați la bugetul pe anul 2022, o să vedeți că este mult mai mare decât anul trecut și programele pe care noi le-am luat sunt mult mai consistente pentru susținerea fermierilor. Dar ce vreau să vă spun legat de vreme? Noi facem, eu fac în fiecare săptămână analiza situației cu răsărirea culturilor de toamnă, cât din suprafața agricolă a țării este afectată, unde gradul de răsărire este mai mic sau nu sunt răsăriri deloc. În momentul de față, astăzi când vorbim, chiar dimineața am analizat din nou această situație, nu este un motiv de panică. Eu fac, întotdeauna mă raportez la anul 2020 și mă bucur că este domnul Daniel Radu acolo, pentru că este și vicepreședintele unei asociații de fermieri și este fermier chiar dumnealui. Anul 2020 a fost un an catastrofal din punct de vedere climateric al agriculturii din România. Și în aceste condiții, în anul 2020, România a produs 6,5 milioane de tone de grâu. 6,5 milioane de tone de grâu în cel mai dezastros an de după Revoluție până astăzi. Sau mă rog, de când putem spune de când am intrat în Uniunea Europeană, pentru că e clar că agricultura României de astăzi nu mai este cea de la începutul anilor 90. Dacă într-un an dezastros ai produs mai mult cu 2 milioane de tone de grâu
decât ai necesarul de consum la nivel intern. Evaluezi riscurile și poți trage o concluzie că nu te afli în situația de foamete. Asta trebuie să ne spuneți tot dumneavoastră, că sunteți expert. Eu vă spun că îmi folosesc logica și argumentele și cifrele. În momentul în care tu ți acoperi necesarul de consum, în acel moment nu poți să fii încadrat în zona tăilor cu risc de foamete sau de criză alimentară. Ne bucurăm extrem, domnule Chesnoiu, că lucrurile arată... Îl aveți pe domnul Radu, îl aveți pe domnul Daniel Radu, este fermier, imediat, reprezentant al unei asociații și... deci, ce vreau să vă spun și să concluzionăm amândoi... Da, absolut, și vreau să vă rog, dacă permiteți invitațiilor fiecăruia dintre ei să vă adreseze câte o scurtă întrebare pe finalul intervenției, domnule ministru. Rămân alături de dumneavoastră pentru că sunteți un bun analist și știu că buna dumneavoastră credință le transmite românilor realitatea și adevărul și ceea ce trebuie să știe. Mulțumesc foarte mult! Analizele pe care le facem la Ministerul Agriculturii în fiecare zi ne arată unde stăm cu stocurile, care sunt riscurile, facem evaluările de impact pentru viitor. Desigur, agricultura este domeniu economic vital pentru țară, dar care asupra căruia se suprapun cei mai mulți factori de risc externi. Pentru că în agricultură apare impactul creșterilor la energie, la gaze naturale, impactul climateric, dacă plouă sau nu plouă, dacă apare seceta, dacă apar dăunători, dacă apar tot felul de factori care nu țin neapărat de activitatea agricolă, pentru că poți să ai un fermier performant care face totul cum scrie în carte. Dar dacă nu se întâmplă ca toți acești factori să fie în sprijinul fermierului respectiv, apar riscurile de tot felul și de aceea eu țin foarte mult la colaborarea directă cu fermierii, mă întâlnesc foarte des cu ei, am un comitet consultativ prin care țin întâlniri fie fizice, fie prin videoconferință cu ei. De fiecare dată când apare o situație, o punem pe masă și o dezbatem să vedem dacă soluțiile identificate sunt cele mai bune în sprijinirea fermierilor. Și avem în continuare o serie de măsuri pe care le vom lua pe măsură ce va fi nevoie, astfel încât să reducem cât mai mult presiunea asupra fermierilor. Da. O întrebare de la fiecare dintre invitați și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat acest lucru. Domnule Radu, vă rog, Daniel Radu. Vă salut, domnule ministru, și e o plăcere să discut cu dumneavoastră de fiecare dată. Sunt multe lucruri de spus vis-a-vis de ceea ce ați menționat dumneavoastră și legat de anul 2020, seceta. Spre exemplu, eu am făcut 500 kg de grâu la hectar în 2020 și nu m-am încadrat ca să pot fi despăgubit în raport cu alți colegi fermieri care au declarat mai puțin față decât. În fine, asta e altă problemă. Deci ce vreau să spun, că chiar dacă s-a făcut 6,5 milioane de tone, sunt fermieri care au avut parte de recolte pozitive, bune, de un randament bun și fermieri care n-au avut parte și care au fost ajutați într-o măsură mai mică sau mai mare, cum a hotărât ministrul care a fost înainte și care n-a luat măsuri, zic eu, din punct suficient. Contează mai puțin suficient. Asta. Întrebarea, vă rog, că întrebarea suntem presați și de timp. Întrebarea este legat de ajutorul de stat pentru motorină. Probabil că el a fost calculat la 1,63, ținând cont de prețul la motorină care a fost la vremea respectivă. Ar trebui să îl dublăm, după părerea mea, ținând cont că s-a dus la 9 lei litru. Și vă rog să faceți pașii necesari în sensul acesta, atât cât depinde de dumneavoastră, că știu că... Domnul Radu, da. Și pentru mine o bucurie să vă revăd tot timpul și e bine că ați deschis acest lucru, ca toată lumea să știe cum se aplică sprijinul pentru subvenționarea accizei la motorină. Se stabilește în codul fiscal, în fiecare an, la 31 decembrie, care este acciza pe care o încasează statul român la combustibil, în cazul nostru la motorină, per 1000 de litri, deci pe o tonă de motorină. În codul fiscal la 31 decembrie este 1734,37 de lei. Acciza pe care o încasează statul român pentru 1000 de litri de motorină. Directiva europeană spune că se impune o cotă minimă de 21 de euro, și diferența pe care o poate susține statul este între acești 21 de euro și acciza maximă prevăzută în codul fiscal al fiecărui stat membru. Și exact așa am aplicat-o. De la 21 de euro, care înseamnă 103 lei per tonă de combustibil, până la 1737,
se face diferența și statul român prin programul pe care mai mult de atât știți, nu se poate. Nu vreau, domnule ministru, scuzați-mă că vă întrerup. Nu vreau să intrăm în discuții tehnice pentru că poate nu înțelege deci, toată lumea. Susținem la maxim fermierul român cât permite directiva europeană. Am înțeles. Mai mult de atât nu se poate. Ăsta este răspunsul pentru că nu permite legea. Dacă ne-ar lăsa legea. Domnule Radu Timi Junior, dacă vreți să îi adresați o întrebare domnului ministru, vă rog. Domnule ministru, vă salut, bună ziua. Întrebarea mea ar fi, pentru că am văzut cu toții ordonanța publicată monitor a Guvernului cu privire la subvenționarea energiei electrice și a gazelor pentru consumatorii casnici și non-casnici. Aveți în vedere vreun ajutor de stat sau vreun pachet, o schemă de susținere și pentru industria prelucrătoare din zona alimentară? Industria prelucrătoare este prinsă în ordonanță. Dacă dumneavoastră poate luați legătura și cu tatăl dumneavoastră și cu cei din industrie, și o să vedeți că înainte să apară ordonanța, am discutat cu toate industriile care au conexiune cu agricultura, cu industria alimentară, cu industria de morărit, cu industria de panificație, cu toate fermele și cele mai mari ferme zootehnice, astfel încât în ordonanță să nu lăsăm pe nimeni deoparte. De aceea, dacă vă uitați atent, o să vedeți o limită de 50.000 de kilowatt-oră per loc de consum ca maxim pentru plafonare. Asta a plecat de la industria alimentară, pentru că inițial fusese o propunere de 20.000, apoi de 28.000 și ne-am dat seama că sunt și unități mai mari. Și am făcut această modificare în ordonanță să putem prinde toată industria alimentară. A fost maximul ce putea să facă ministrul agriculturii în dialogul interministerial cu colegii mei care au promovat actul normativ. Și o întrebare de la domnul Radu Tănase, care este membru în bordul director al Hora, și o să vă mulțumesc pentru intervenție, domnule ministru, după această întrebare. Promit, e ultima. Bună ziua, domnule ministru. La mine este foarte simplă întrebarea, pentru că noi n-am interacționat foarte mult până acum, dar cu ajutorul colegilor, și noi suntem la capătul linii, dacă putem spune așa. Aș avea o simplă întrebare. În ce orizont de timp ați vedea dumneavoastră ca în România să se închidă cumva lanțul în așa fel încât să avem de la producători de materii prime brute până la producători de semifabricate și apoi acestea să meargă mai departe către noi? Cu alte cuvinte, să avem o valoare adăugată la noi în țară și să nu mai fim nevoiți să aducem de afară anumite materii prime necesare nouă în industria ospitalității. Domnul Tănase, dacă dumneavoastră la bordul director Hora găsiți acea telecomandă prin care împreună putem să dăm timp înapoi, eu aș merge, aș face această călătorie în timp împreună cu dumneavoastră și ar schimba fundamental anumite decizii proaste care s-au luat de-a lungul vremii. Dar orizontul de timp despre care dumneavoastră vorbiți prin dialogul constant pe care l-am avut cu fermierii și industria alimentară, am reușit ca în Planul Național Strategic pentru viitor, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023, să corectăm anumite greșeli care s-au făcut în timp. Să dăm posibilitatea apariției unor fabrici mari de procesare, care să proceseze o cantitate mare de materie primă care se produce în România și din grânarul Europei să devenim în timp hipermarketul Europei. Lucrul acesta se poate și împreună o să-l implementăm, pentru că decizia a fost luată de mine și echipa mea împreună cu fermierii și reprezentanții industriei alimentare. Nu s-a făcut acest lucru, din păcate, la PNRR. Am cerut public dezbaterea Planului Național de Redresare și Reziliență în 2021 și 2020, când a fost negociat. Din păcate, agricultura României a primit 0 eurocenți. Când vă întrebați și ne întrebăm astăzi cu toții de ce cresc toate prețurile în lanț, una dintre cauze, să știți, este și faptul că agricultura nu a fost luată în calcul la scrierea Planului Național de Redresare și Reziliență. Și avem 0 eurocenți alocați acolo. Dacă astăzi aș fi avut în bugetul Ministerului Agriculturii bani pentru irigații, bani pentru desecare, bani pentru depozitele alimentare, bani pentru industria alimentară, cu siguranță lucrurile ar fi putut arăta altfel pe o perioadă scurtă. Așa trebuie să mă raportez la termen scurt și mediu. Și vă garantez că de dimineața până seara sunt preocupat de a fi alături de fermieri și industria alimentară să găsim și să implementăm cele mai bune decizii. Pentru că pentru mine personal
contează cetățenii români, astfel încât să nu fie puși în fața niciunui risc. Și evident, pentru dumneavoastră, cei implicați în lanțul de producție, este important să rămâneți viabili, să rămâneți în piață, astfel încât să nu aducem dezechilibre și mai mari. Pentru că pierderea unui fermier, a unui operator din industria alimentară sau a unui operator din lanțul de consum, înseamnă dezechilibre mult mai mari. Mulțumesc, și rolul statului aici este să echilibreze această situație și să reușim prin programe să vă susținem în continuare. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în emisiunea de astăzi și vă dorim mult succes, pentru că aveți treabă multă în această perioadă. Trebuie să mergem, domnilor, într-o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem pentru concluzii în 2-3 minute. Rămâneți alături de noi. Continuăm discuțiile din platou. În continuare, Daniel Radu, vicepreședintele Asociației Forța Fermierilor, în platou, și domnul Radu Tănase, membru în bordul director Hora, tot în platou alături de mine. De asemenea, Radu Timi Junior, producător din industria de mezeluri, este în legătură video directă. Mai avem multe lucruri de dezbătut în emisiunea de astăzi, pentru că vreau să aflu și concluziile invitațiilor mei după discuția pe care am avut-o cu domnul ministru al agriculturii. Și aș începe cu dumneavoastră, domnule Daniel Radu, pentru că ați făcut referire la acele subvenții pe care statul ar trebui să le acorde pentru combustibil fermierilor, subvenții care sunt plafonate la un anumit preț. Da, spunea domnul ministru Chersnoiu că subvenția la motorină este la 31 decembrie s-a stabilit conform codului fiscal și directivei europene, dar atât codul fiscal cât și directiva europeană nu pot anticipa și n-aveau cum să anticipeze această explozie a prețurilor la combustibil din vari motive, că e război, că s-a scumpit petrolul și așa mai departe. Deci Qatar trebuie făcut lobby ca subvenția la motorină să se dubleze din punctul meu de vedere, pentru că altfel fermierii vor fi îngenunchiați și foarte mulți riscă să dea faliment. Vreau să-l întreb pe domnul Radu Timi Junior dacă în ultima perioadă ați primit anumite semnale referitor la stocuri de alimente pe care supermarketurile cu care dumneavoastră lucrați doresc să le facă. Nu știu, de această panică în care a intrat populația în ultima perioadă, tocmai din cauza avertizmentelor care vin din afara granițelor. Nu este cazul de a discuta despre o supraîncărcare a magazinelor, să spunem așa, cu produs finit. Sigur că marile lanțuri de supermarketuri, fiind și ele foarte bine conectate și multe din produsele pe care le vând sunt de altfel negociate la nivel de Europa, au avut semnale încă de acum o lună de zile ce se întâmplă cu anumite materii prime. Și atunci și-au încărcat stocuri mai mari în depozit, tocmai ca să aibă pentru o perioadă cât mai lungă de timp niște stocuri la un preț cât mai mic. Tot în ideea de a oferi acest beneficiu consumatorului, de a nu cumpăra direct la un preț foarte mare. Prețurile pe care le practicați în această perioadă, ați fost nevoiți să le majorați. Asta înțeleg că se întâmplă în toate domeniile, dar aveți semnale cu privire la evoluția lor? Vorbim de o stagnare temporară, vorbim de o majorare constantă. Cum e trendul? Majorarea, ca să vă spun așa, e și de la zi la zi. Avem zile când negociem materii prime și furnizorii ne spun carnea, tirul ăsta pe care vrei tu să-l cumpere astăzi costă atât, confirm, sau peste 3 ore e altcineva interesat din Europa care îl cumpără la un preț mai mare. Ori confirm acum, ori nu. Și vreau să vă spun că temerea mea principală nu este legată de faptul că ar putea sau va exista o penurie de alimente pe piață. Nu cred că vom ajunge acolo. Însă vom plăti un preț foarte mare pentru toate produsele pe care le achiziționăm și vor fi foarte multe firme, special mici și mijlocii, care gândiți-vă că astăzi cumpărau materii prime cu un preț, vă dau un exemplu simplu, 1 euro, și de mâine cumpără la 2. Cine le asigură lor capitalul de lucru pentru a se putea finanța și a cumpăra în continuare? Chit că fac profit, ei astăzi vor plăti mai mult din contul lor pentru același produs. Și cum a spus și domnul Radu, cine o să le acorde aceste linii de capital de lucru? Pentru că vedem ce se întâmplă cu dobânzile. Roborul este astăzi la 4,5 aproape și va ajunge în jurul cifrei de 6.
la sfârșitul anului. Iar angajații nu dau semnale că ar vrea salarii mai mari, pentru că automat cheltuielile fiind mai mari, e clar că ai nevoie și de venituri pe măsură. Sigur că există și o presiune din partea angajaților, însă acum fiecare societate în parte trebuie să găsească diverse metode de a-i ține și de a-i subvenționa în continuare, pentru că nici noi nu avem de unde. La noi orice mărire salarială, o mare parte din ea se transpune în preț. Asta este problema. La sfârșit de zi noi nu putem continua să punem un preț. Avem nevoie de ajutor, avem nevoie de subvenții, avem nevoie de scheme de sprijin, tocmai pentru a putea ține în frâu aceste prețuri. Domnule Radu Tănase, în acest context, cum vedeți evoluția lucrurilor în domeniul Horeca? Pentru că dacă zi de zi cumpărați produse mai scumpe de la producător, prețurile pe care le practicați nu pot fi evident majorate zilnic sau săptămânal. Și atunci plafonul când se stabilește? Nu o să-l putem stabili foarte simplu. Este evident că noi o să mergem la nivel de o lună, două luni de zile, maxim trei luni probabil, în care să rămânem pe un anumit plafon de preț, după care vom vedea ceea ce se întâmplă în piață cu materiile prime. Pentru că a te juca cu prețurile în sus și în jos, noi nu suntem totuși... În jos mai puțin, în ultima perioadă. Da, în jos mai puțin pentru că toate au crescut. Da? Dar nu suntem ca la carburanți, de exemplu, unde acolo, într-adevăr, se duc toate în jos. Ce se poate întâmpla însă la noi, dacă prețurile se duc și clar asta este trendul, clientul din România, care, dacă punem așa anul 2019, fiind ca și an foarte bun, an de glorie pentru industria noastră, nu o să mai vină în ospitalitate, în restaurante, să mănânce de două ori sau de trei ori, da, pe săptămână, și o să vină o singură dată. Deci o să ne confruntăm... Ați simțit ceva modificări în ceea ce privește clienții? Sau poate acum, odată cu ieșirea, exact, cu ghilimele de rigoare din pandemie, lumea... Da. Și a revenit puțin. Totul a bubuit acum, dar știm cu toții că o explozie foarte mare există o liniște la fel de mare. Și atunci acolo va fi momentul în care vom realiza categoric, exact cum am spus, că în loc să iasă de trei ori pe săptămână, vor ieși probabil cu o singură dată, pentru că atât își vor permite. De ieșit se va ieși, dar în număr mai mic. Este evident. Vor rezista micii comercianți în acest ritm? Aici e o problemă mai complexă cu micii comercianți, dacă vorbim la nivel de industria noastră, pentru că întotdeauna cei mici și-au făcut loc, așa, au fost mai slippery, dacă putem să folosim acest termen, și au mers mai departe. Problema nu este la ei, să știți. Problema este la cei, și nici la cei foarte mari care au resurse, problema este în zona de mijloc. Acolo unde depinzi de o bancă foarte mult, acolo, exact cum spuneați, depinzi de dobânzile pe care le plătești și totodată vezi dacă banca îți mai acordă sau nu o facilitate, depinzi foarte mult de acești furnizori cu care deja ți-ai creat relații în spate și care dacă te pot ține foarte bine, dacă nu, e o problemă foarte mare, pe când pentru cineva care este foarte mic, el poate merge el cu mașina lui la piață să-și facă aprovizionarea. Pe când la cineva de cotă medie, acolo este mai greu să poți să faci chestiuni de genul ăsta, că înseamnă să-ți faci în lanțul de aprovizionare multe întreruperi, foarte multe, e foarte greu de făcut. Deci, este interesant de văzut ce se va întâmpla în zona asta. Deci eu cred că undeva la zona de mijloc, acolo vom avea probleme cu foarte multe companii, care și-au deschis două, trei unități, dar nu vorbesc de zeci de unități, ci nu vorbesc de o unitate, acolo pe care o poți opera tu, ca și proprietar, tu, familia ta, o poți opera. Dacă vin totul e așa de rău, îți dai afară și cei doi angajați pe care ai și operezi tu. Pe când la un lanț mediu e greu să ți înlocuiești 100 de angajați sau 150 de angajați. E foarte... Și aici văd eu partea cea mai problematică. Domnule Daniel Radu, care sunt scenariile pe care le aveți în momentul de față luate în calcul pentru perioada următoare? În primul rând, înțeleg că vă rugați la Dumnezeu să plouă pentru a se schimba în vreun fel lucrurile, nu? Exact asta mă gândeam ascultând colegii mei. Și mă gândeam la faptul că noi fermierii, producătorii de materie primă, de cereale, suntem cei mai expuși. Pentru că dacă dumneavoastră pot să-și facă o estimare pe baza anilor trecuți
care e minimul vânzărilor, care e maximul vânzărilor, eu n-am nicio garanție că o să recoltez 500 de kilograme sau 8.000 de kilograme de grâu la hectare anul ăsta. N-am nicio garanție. În schimb, eu am plătit îngrășământul, am plătit sămânța, am plătit motorina, plătesc piesele, plătesc taxele și impozitele pentru salariați, plătesc salariile și risc să nu recoltez mai nimic. Dacă nu avem ploaie, domnul ministru, guvernul, Uniunea Europeană, nimic nu poate, nu, ei nu pot face nimic ca să plouă, asta e clar. Deci suntem tributari, dar dacă nu se găsesc scheme de sprijin pentru noi, mi-e și groază să mă gândesc la un scenariu. Dar aceste scheme care există în momentul acesta, care sunt în vigoare, sunt insuficiente sau sunt doar pe hârtie? Nu sunt pe hârtie. Sunt doar pentru anumiți fermieri, că nu. Și aici e o discuție, nu. Dar o vom avea cu altă ocazie. Dar în comparație cu prețurile de astăzi, schemele au devenit, sau banii care sunt oferiți prin aceste scheme, sunt foarte, foarte puțini. Sunt puțini, nu, sunt insignifianți. 170-180 de euro subvenția la hectar pentru un fermier român e aproape nimic acum. E ceva, dar e aproape nimic. Adică cred că ar fi trebuit undeva peste 200-250, sau cum era înainte, un euro pe cap de animal, de oaie și de vacă. Un euro pe cap de animal, ce era asta? Păi, dacă nu-i dai 100 de euro, omul ăla nu poate să-și dezvolte și să lucreze cum trebuie, să-și plătească un cioban, să-și plătească un văcar, să poate să dezvolte, să producă carne ca lanțul să funcționeze așa cum trebuie. Și atunci noi am devenit pe piața de bovine și ovine, bovine și porcine stăm foarte prost, pe ovine și capine stăm mai bine pentru că pleacă multă materie primă la export și cereal la fel. Spre exemplu, floarea soarelui. Suntem producători, anul trecut 3.350.000 de tone. Necesarul pentru România 1.200.000-1.300.000 de tone. Da? Necesarul pentru consumul ulei și așa mai departe. 2 milioane de tone de floarea soarelui pleacă la export. Păi dacă alea 2 milioane de tone de floarea soarelui ar fi fost procesate în țară, că asta e marea problemă aici în România, lipsa procesării. Noi, e o ruptură între producătorii de cereale, de materie primă, și consumatorul final, pentru că noi în țară nu avem suficiente unități de procesare. Păi, știți că doar 1% din pâinea congelată vine din export? Adică e piață mare, e mult loc de făcut afacere aici, dar regulile pentru să accesezi bani sunt complicate, stufoase, durează foarte mult. Și atunci, pentru fermier, pentru mine, e mult mai simplu, dacă am un preț bun, să vând materia primă. Care ar fi categoria cea mai vulnerabilă a fermierilor pentru perioada următoare? Categoria în care eu mă găsesc. Aceea de producători de cereale. Pentru că nu am garanția unei recolte. Mie nimeni nu mi-asigură să spun, domnule, tu o să faci 2000 de kilograme de grâu la hectare, o să faci 1000 de kilograme de porumb, o să faci 2000 de kilograme de floarea soarelui. Și atunci știi. Dar tu când dai 40 de milioane, 4000 de lei noi pe tona de îngrășământ, tu când dai 9 lei pe litru de motorină, tu când mărești salariile cu 30%, tu când, eu știu, inputurile așa mai departe, și te uiți că nu plouă, începi să te gândești dobânzile. Această dependență de... Adică eu vreau să fenomenele meteo a existat dintotdeauna până la urmă. Da, fermierul ar trebui să fie în atenția, în atenție maximă ca să fie sprijinit. Pentru că omul ăsta e făuritor de hrană, omul ăsta muncește și omul ăsta produce pentru toate categoriile sociale. De la noi pleacă. Dacă noi nu avem grâu, nu e făină, nu poți să-i dai omului ce dorești. E baza piramidei. Exact. Baza piramide. Exact. Domnule Radu Timi Junior, aceeași întrebare, care ar fi prognozele pe care le luați în calcul pentru perioada următoare? Mai avem 2 minute din emisiune. În perioada următoare nu putem previziona. Deci ceea ce spun și colegii mei, nu știm unde se va ajunge cu prețurile, pentru că nu știm în momentul acesta. Noi suntem interconectați la nivel mondial și piața cerealului este interconectată. Trebuie să vedem ce se va întâmpla la alți mari producători în lume, ce va face Brazilia, ce va face America, ce vor face alte țări mari producătoare de cereale și dacă vom avea capacitatea și noi la rândul nostru să putem să susținem în continuare niște prețuri cât de cât acceptabile la raft, pentru că ce se va întâmpla când litru de ulei de floarea soarelui va ajunge 15-16 lei în septembrie la raft, da? Va mai consuma și consumatorul atât. Mai puțin ulei. O să folosim mai puțin ulei. Poate fi și mai sănătos. Da. Sau o să învățăm să refolosim. La sfârșit de zi. Dar în momentul ăsta nu putem previziona nimic și nu știm unde se va ajunge cu prețul produselor finite anul acesta. Dar din afară aveți semnale, nu știu, de la
cei de la care cumpărați materie primă. Aveți semnale că lucrurile s-ar schimba în vreun fel, în sensul că vorbesc despre stocuri mai puține, prețuri mai mari? Am văzut că se întâmplă asta de la o zi la alta. Stocuri nu sunt și vă mai spun un lucru. În Europa foarte mulți fermieri, mai ales în zona de carne, au ieșit din acest business pentru că nu a mai fost profitabil pentru ei, mai ales în ultimul an și jumătate. Și ieșind din acest business astăzi, gândiți-vă că cu toată creșterea de 70% a prețului pe bursă în Germania, fermierul încă nu a ajuns să obțină un preț pe kilogramul de carcasă de porc care să-i fie suficient să-i acopere costurile. Deci vorbim despre o creștere de 70% și fermierul încă nu a ajuns la pragul de rentabilitate. Și atunci el spune, eu nu am de ce să populez, chiar dacă prețul este cu 70% mai mare, pentru că în continuare cheltuielile mele sunt prea mari. Tocmai în această cauză nu putem previziona până unde vor veni și cât vor continua scumpirile. Da, domnule Tănase, 30 de secunde dacă vreți să mai adăugați ceva. Nu știu dacă mai e ceva de adăugat. Să sperăm, între ghilimele, că totuși nu vom merge chiar într-atât de departe încât să creezi un dezechilibru total, cel puțin pentru industria noastră. Asta ar însemna categoric că foarte multe familii își vor pierde locul de muncă. Mulțumesc tare mult, domnilor, pentru prezența în emisiune. Daniel Radu, Radu Tănase, Radu Timi Junior, cu mare drag, cu altă ocazie vă mai aștept la Talk B1. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. În doar câteva minute încep știrile B1 cu Irina Petraru. Numai bine!